Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cuvânt electoral în pânze, merge înainte ideea guvernului de a plafona adaosul comercial la toate produsele alimentare românești. Deși planul este prezentat ca o metodă de a opri creșterea prețurilor, oricine înțelege cât de cât economie, înțelege ușor că măsura va avea efecte contrare până la urmă. La telefon este domnul Feliciu Paraschiv, reprezentantul Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Domnul Paraschiv, explicați-ne, sunteți comerciant, înțelegeți asta poate cel mai bine. Ce se întâmplă când guvernul intervine administrativ într-un mecanism de formare a prețurilor? Care este efectul? Păi, se produc, în primul rând, dezechilibre majore. Și acum avem experiența lui G67, prima plafonare de anul trecut din august, care ar fi trebuit în mod normal să țină o lună de zile. Vă referiți la plafonarea adăosului comercial la anumite produse de bază? De bază, vreo 21 de produse. Am agreat asta împreună cu guvernul, toți retailerii, până că s-a prelungit, după care iar s-a prelungit până la sfârșitul anului și acum o avem până la sfârșitul anului 2024. Și observăm efectele doar câtorva plafonări, 21 de produse. Observăm cum un efect de waterbed, efectul de saltea de apă, adică am plafonat într-o zonă, ne-am așezat pe colțul Saltelei și s-a ridicat zona cealaltă. Au crescut prețurile în partea cealaltă. Și acum ne imaginăm ce efect dezastros se va întâmpla dacă vom plafona toate produsele alimentare românești. Da, de ce cresc prețurile la alte produse? Unii vă acuză sau acuză comercianții că suferă de lăcomie, adică pun adăosuri comerciale foarte mari ca să câștige mulți bani. Din păcate, fiecare societate comercială are o viață, adică se naște, trăiește și moare. Și de-a lungul vieții trebuie să aibă o balanță echilibrată de cheltuieli și de plăți. Adică are nevoie de niște bani ca să-și plătească angajații, taxele, chiriile, curentul electric, energia, etc., etc. Cu cât taxele astea cresc, cu atât adaosul comercial pus este mai mare. Uitați, auzeam azi dimineață că se vor mai da 2 zile libere pentru analize medicale și, nu știu, 5-7 zile pentru concediu pentru bărbați la post paternitate. Asta înseamnă o cheltuială în plus. Asta înseamnă 0,01% adaos comercial în plus. Toate costurile astea adăugate, nu vorbim acum de liberele astea, toate costurile adăugate, cost cu cost de-a lungul timpului, fiecare taxă, cât de mică, duce la creșterea adaosului comercial ca să mențină societatea în echilibru. Altfel, societatea nu are cum să-și achite cheltuielile și intră în faliment. E foarte simplu, e o balanță simplă economică, valabilă pentru toate societățile astea, indiferent de profilul în care acționează. Bun, de crește salariul minim. Ce vor face micii comercianți în situația în care vor trebui să crească salariul minim al unora dintre angajați? Un exemplu extraordinar de bun. Crește salariul minim, crește adaosul comercial. Dar dacă ne uităm un pic, crește salariul minim cu 400 de lei și doar 100 de lei din cei 400 ajung la angajat. Asta iar e un semnal de alarmă. Bun. Dar da, vă rog. Revenim la discuția noastră. În primul rând avem o problemă mare cu definiția produsului românesc, pentru că noi ar trebui să schimbăm legea etichetării. Noi nu știm ce produse românesc. Noi, retailerii, nu mai vorbesc de clienți. Noi nu știm. Pe produs, legea permite a fi scris producătorul sau distribuitorul. Poate fi făcut oriunde nu e. Scrie distribuit de. Deci, în primul rând, trebuie modificată chestia asta, că noi nu știm unde e făcut produsul. În al doilea rând, deci sunt produse alimentare care au componente făcute în România și altele importate. Sigur. Asta este un produs românesc sau nu? Adică mezelurile, de exemplu. Trebuie să definim procentul de component care să fie din România ca să denumim produsul românesc. Pentru că dacă spunem trebuie să fie 100% component din România, nu o să mai avem niciun salam, niciun mezel. Pentru că există piper, care nu e din România. Deci trebuie să definim componenta. Să spunem, domnule, 70% din produs, dacă provine din România, e produs românesc.
3, am vorbit mai devreme de efectul de waterbed, și 4, nu mă sfiesc să vă spun, există un pericol ca anumite produse române să dispară după rafturile magazinelor. De ce? Pentru că există anumiți... E posibil să suntem, nu știu, 40, să zic, 50 de mii de retaileri. Există unii retaileri care vor alege să listeze în loc de produs românesc, produs din altă țară. De ce să listezi o telemea românească plafonată cu 20% când poți să listezi una bulgărească neplafonată? Și aici vreau să trag un semnal mare de alarmă. Pentru că dacă 10-15% din produsele românești dispar de pe raft din motivul ăsta, e un dezastru național. Ați putut vorbi cu reprezentanții guvernului? Le-ați transmis aceste... Din păcate, noi comunicăm doar în spațiu public. Nu ne-au consultat la, nu ne-au invitat la consultări. Doar așa, prin comunicate. Tura asta le-am făcut o... Dar de ce credeți că nu vă invită la consultări în condițiile în care pregătesc o măsură care afectează direct nu doar micii comercianți, ci și toți clienții, adică ne afectează pe toți? De ce credeți că nu vă cheamă la consultări? Dumnealor știu totul, nu trebuie să se consulte cu nimeni. Noi am cerut tura asta doar un studiu de impact. Am zis, măsura asta e destul de mare și are impact destul de puternic în toată piața agroalimentară și atât am solicitat. Haideți să facem un studiu de impact, să vedem ce se poate întâmpla. Un studiu făcut de specialiști. Adică să nu mergem pe bâșbâite, că putem avea derapaje și dereglări majore pe piața de alimente din România. Da. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în Deșteptarea domnul Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.